Înțeleptul, spune în Vechiul Legământ, că este o vreme pentru orice lucru sub soare. Vremea este să o zidești o casă, să te bucuri de ea. Iată, s-a împlinit vremea ca biserica aceasta să fie împodobită până la capăt, să fie pecetruită prin sfințire ca dar al lui Dumnezeu pentru oameni. Dar pe care cei ce suntem puțin mai întați în vârstă îl înțelegem în toată nevoia lui. Pentru că dureros ne-a fost în timpul comunismului să nu auzim nu doar de capelă, ci nici măcar de vreo troiță sau de vreo icoană, în spitale sau în școli sau într-o altă parte. Dacă având în spitale și în școli icoană și altar, dacă în școală, învățând despre religie, încă vedem în jurul nostru oameni ce se sălbăticesc, oameni necinstitori de Dumnezeu, oameni care nu vor să înțeleagă, precum spune Scriptura, de gândim cât de cumplite ar fi fost vremurile pe care le trăim. Dincolo de crizele pe care le avem, iată boli, iată dureri, care n-au lipsit niciodată din lume. Dar încep să lipsească din lume buna cuviință, cinstirea lui Dumnezeu de către om, care se reflectă și în lipsa de cinstire a omului de către om. Am trăit vremurile în care nu găseai loc undeva la țară, în care copiii să vorbească altfel cu părinții decât cu matale sau dumneavoastră, în care bătrânii erau cinstiți în biserică și oriunde, și lumea avea o pace și o tihnă și lucrurile erau așezate în buna lor rânduială. Stricatul sau toate rânduiele pământului. Parcă ne vine să spunem asemenea prorocului și noi, când vedem în jurul nostru ignoranță și neînțelegere a tainelor pe care Dumnezeu le lucrează în lume. Însă mulțumim lui Dumnezeu nu este doar atât. Faptul că astăzi ne-am strâns în biserică, suntem într-un duh, faptul că atâția oameni descoperă pe Dumnezeu, uneori chiar după perioade lungi de rădăcire sau de negare, uneori în urma unei dureri, alte ori în urma unei uimiri. Faptul acesta ne umple de nădejde și ne învață că și în aceste vremuri Dumnezeu are lucrarea sa și chiar cu cei ce rătăcește și chiar cu cei ce se înfierbântă, precum Saul odată privea cu aprindere la uciderea lui Ștefan, chiar și aceia sunt chemați să se întoarcă. Și cine știe dacă nu se vor întoarce, devenind cândva un alt Pavel, mărturisind cu credință puterea și pacea lui Dumnezeu. Am împlinit slujba sfințirii, atât de bogată în conținut, atât de adâncă. Slujba a sfințirii pe care o avem în biserică din vremuri îndelungate, mărturii sunt încă din timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, când începuseră să se ridice multe biserici. Slujba sfințirii bisericii, așa cum o avem astăzi, o găsim în cel mai vechi manuscris liturgic, cel mai vechi evhologion, Codex Barberinii 336, de la jumătatea secolului al VIII-lea. Și slujba aceasta rămâne după aceeași rânduială, cu aceeași bogăție, ca și slujba hirotoniei preotului, a diaconului, a episcopului și toate celelalte slujbe. Îmi spunea cineva, un om onest, un om cu bună cuviință pentru biserică, dar nedumerit, în vremurile în care trăim, zice, parcă am încremenit în acel timp bizantin. Și o spunea oarecum peiorativ, neînțelegând că de fapt această încremenire este un mare privilegiu. Este o mare moștenire pe care suntem chemați să ne o asumăm și să dăm slavă lui Dumnezeu că le-am păstrat și au rămas până la noi neschimbate în adâncimea lor.
Pentru că sunt cuvinte, iubiți credincioși, pe care nu știm dacă omul zilelor noastre, ne rugându-se adânc precum sfinții înainte se rugau, le mai pot zămisli. Sfântul Ioan Damaschinul, chipul slavei tale ce nenegreite sunt, deși port rănile păcatelor, curățește zidirea ta, stăpâne, și o miluiește pe ea, ca să ajung să spun chipul slabei tale ce nenegreite sunt, înseamnă că în sufletul meu a fost o cunoaștere, a fost o devenire, a fost o înțelegere, că oricât de gros ar fi stratul de întuneric al păcatului ce s-a pus asupra mea, sunt chemat să descoper acest chip al slavei. Și acest chip al slavei îl descoperim și în slujbele care le avem înainte, iubiți credincioși. Binecuvântând toate cele ale vieții noastre, dar în chip deosebit, casa Domnului, biserica, nici casa noastră, nici mașina, nici cele de trebuință, nu le binecuvântăm cu Sfântul și Marele Mir, ci numai biserica, unde mai folosim Sfântul și Marele Mir, la botezul omului, la devenirea omului întru Hristos, pentru că omul însuși se chema să devină biserică a lui Hristos. Oare nu știi că sunteți templul lui Dumnezeu celui viu? De va strica cineva acest templu, îl va strica Dumnezeu pe el, spune Sfântul Apostol Pavel. Chemați fiind așadar și pe noi și trupurile noastre însele să le cinstim. Și le cinstim și fiind atenți. Nu doar să nu curvim, nu doar să nu ne punem capăt zirelor, ci nici să nu ne tatuăm, să nu punem tot felul de podoabe nepotrivite și îmbrăcăminte nepotrivite pe trupurile noastre. Pentru că și trupul nostru este o expresie a ceea ce sufletul cultivă. Atunci când sufletul cultivă bună cuvință și cinstire de Dumnezeu, aceasta se vedea și în trupul nostru. Am sfințit Sfânta Biserică ca într-un botez cu aghiazmă și cu Sfântul Mir, pentru ca în aghiazmă și Sfântul Mir omul devine în comuniune desăvârșită cu Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în numele căruia ne botezăm. Așiși de la biserica și în biserică suntem chemați să reînnoim acest har al botezului, iubiți credincioși. Să-l înțelegem din nou și să trăim potrivit făgăduinței. Iată că în crez, când spunem că aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie, mă gândesc la judecată, mă gândesc la întâlnirea cu Domnul și nu pot face fără strângere de inimă, fără teamă, fără cinstire. Adaug, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor. Nu spun că într-o iertare a păcatelor aduc înainte, Doamne, posturile mele, milostenile mele, nevoința mea, închinările mele, ci botezul. Pentru că botezul este legământ între Dumnezeu și om. Omul îi amintește lui Dumnezeu legământul. Adu-ți aminte, Doamne, de acest legământ pe care l-am făcut cu tine. Pentru că Dumnezeu tot timpul își ține legământul. Dar în fiecare zi să ne cercetăm pe noi înșine, iubiți credincioși. Ne ținem legământul. Suntem într-adevăr al lui Hristos, ne-am lepădat cu adevărat de Satana și de toate lucrările lui și de toată trufia lui. Îl mărturisim pe Dumnezeu cu adevărat, înnoim în noi de fiecare zi harul Sfântului Botez. Într-un butoi, dacă torn apa chiar și cu cana, se va aduna și chiar se va umple într-o bună zi. Dacă acel butoi este plin de găuri, de a-i turna apa și cu furtunul și nu se va cunoaște nimic. Găurile sunt alegerile noastre greșite.
învârtășările noastre, blocările noastre, relațiile cu oamenii, neiertări. Și aceste găuri pot fi astupate doar prin pocăință. Niciun spital al lumii acesteia nu poate vindeca sufletul nostru de greșelile făcute în fața lui Dumnezeu. Doar în biserică putem afla această iertare. De aceea, iată, minunată întâlnire între spital, unde Dumnezeu a pus pricepere adâncă medicilor și asistenților și celor ce se ostenesc în acest spital, să tămăduiască trupul omului, și în biserică, unde Dumnezeu a pus harul său, preotul nu iartă păcatele în virtutea unei învățături pe care și-a însușit-o, a unei tehnici pe care o experimentează zi de zi, a unei măiestrii deosebite, ci harul lui Dumnezeu lucrător prin preot lucrează. Și lucrează cu atât mai desăvârșit cu cât cel ce vine în biserică se deschide harului cu gând curat, pentru că Dumnezeu gândul omului îl cunoaște și gândul omului îl caută. Se întâlnesc în această fericită asociere biserică și spital două slujiri care nu mai sunt simple meșteșuguri omenești. Nici medicul nu este doar un om care lucrează strict orientându-se la fișa postului, ci este un om pe care harul lui Dumnezeu îl inspiră și îl însuflețește, uneori chiar și când nu gândește el. Iar atunci când medicul se roagă, atunci când medicul este conștient de taina pe care Dumnezeu o pune în el, cu foarte puțină bunăvoință, cu foarte puțină trudă, își sfințește sufletul său. Pentru că lucrarea sa este o lucrare inspirată de Dumnezeu. Un asemenea medic prezumim astăzi, iubiți credincioși, pe Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Nu întâmplător, sfințirea bisericii a fost rânduită în această zi, ci a fost gândul părintelui paroh, părintelui slujitor aici, părintelui Daniel Duca, cel care cu multă gingășie a gândit împodobirea bisericii, cu multă gingășie lucrează cu oamenii și a gândit că cea mai potrivită zi de prăznuire ar fi cea a Sfântului Luca pentru sfințirea bisericii. Sfânt care ca medic a înțeles că în sala de operație trebuie să fie icoana și puterea lui Dumnezeu. Astăzi aproape că îți trebuie rea voință ca să nu ții icoană în cabinet ca medic sau necredință. În vremea Sfântului Ierarh Luca, icoana în cabinet și reverenda de preot ca profesor universitar au însemnat deportarea lui în Siberia, a însemnat declanșarea unui mecanism de prigoană pe care l-ar fi putut evita foarte simplu, doar nemai mărturisind pe Dumnezeu în chip atât de vădit. Până la urmă nu l-o prea nimeni să-și facă cruce în timpul operației, nu l-o prea nimeni să aibă icoane acasă. Din contră, putea chiar să vorbească studenților despre Dumnezeu într-un fel ascuns. Dar nu doar atât a făcut Sfântul Ierarh Luca. Într-o lume în care de Dumnezeu nu era îngăduit să vorbești, el care fusese dăruit cu inteligență și cu pricepere, cel care a scris o carte de chirurgie ce rămâne și astăzi reper în istoria medicinii, cel care a strălucit ca medic în fața oamenilor, vindecând pe mulți dintre demnitarii comuniști, a ales mai degrabă să fie prigonit decât să-și ascundă chiar într-un timp decent credința. Și iată că pe cât a dus această luptă mai înflăcărat, pe atât sufletul lui s-a afânat, s-a umplut de adâncime și cu mai mult drag, cu mai multă putere a putut sluji oamenilor, pentru că a cunoscut el însuși suferința.
tânărul nostru care învață în școli, de multe ori preocupat cum să fie îmbrăcat, mai la modă, cum să-și aranjeze coafura, cum să aibă o imagine mai atrăgătoare. De multe ori nu are de unde să înțeleagă suferința bolnavului, decât dacă Dumnezeu îi va pune în viață vreo întâlnire lui însuși sau cuiva drag cu taina adâncă a suferinței. Iată, sunt ierarh Luca, care a ales medicina doar pentru a sluji oamenilor, ales fiind el însuși de Dumnezeu, prin suferință și-a adâncit atât de mult sufletul încât a spus aceste cuvinte memorabile până în zilele noastre: atât de mult am iubit pătimirea, pentru că mult și adânc curățește sufletul. De ce îl curățește? De toată deșertăciunea, iubiți credincioși. Ne trezim de multe ori după o petrecere vlăguiți, că am vorbit vrute și nevrute, că am bârfit. Plecăm de la petrecere și începem să bârfim pe toți care au fost. Ai văzut ce fust avea? Ai văzut cum vorbea? Ai văzut ce a făcut? Plecăm de la înmormântare și începem să comentăm că a fost pomana prea mică, că a fost ruba prea lungă. Și toată viața noastră este un amestec de vrute și nevrute, că nici nu mai avem timp să ne pocăim pentru ele, că ne-am obișnuit să trăim viața noastră ca o schiță pe maculator, căreia nu-i dăm importanță. Sfântul Luca și Sfinții sunt cei care își scriu viața direct pe curat, cu litere ordonate, cu litere curate. Când sufletul se curățește, nu mai are timp de lucruri în care nu crede cu adâncime, nu mai are timp să vadă paiul din ochiul altuia. Atunci când copilul meu este bolnav, nu o să mă uit la televizor, la imagini deșarte, nici măcar la ceva care ar putea fi cândva folositor. Atunci când copilul meu este bolnav, alerg la medic, alerg la biserică, alerg să înțeleg sensul vieții. Atunci când eu sunt bolnav, așișderea, suferința mă cheamă să prețuiesc viața, să prețuiesc clipa, să mă judec de fiecare dată. Așa cum Dumnezeu mă judecă, și Dumnezeu nu mă judecă vrând să mă găsească vinovat, ci vrând să mă bucur de viață atunci când o trăiesc în adevăr. Pentru că iubirea fără adevăr este o înșelăciune. Și adevărul fără iubire poate să și ucidă. Numai atunci când trăim în iubire și în adevăr, viața noastră capătă adâncime, capătă curăție și slujirea noastră este un firesc. Nici măcar nu ne mai mândrim făcând binele. Pentru că acest bine ne primenește și ne îmbogățește pe noi toți. Iată, iubiți credincioși, că ne-a fost dat să ne bucurăm de această zi, de sfințirea bisericii, de pomenirea Sfântului Ierarh Luca, ca să prindem putere în sufletele noastre, să mărturisim mai departe că Dumnezeu ne lasă în această țară o moștenire adâncă, slujbele inspirate de Dumnezeu ale bisericii, tainele ce se lucrează în biserică, pentru ca și noi să ne sfințim, și noi, precum Sfântul Luca pe care îl prezuim astăzi, să învățăm să nu ne temem de pătimire, ci să ne temem de minciuna pe care atât de ușor o îngăduim în sufletele noastre, de superficialitatea cu care trăim. Să ne ajute Domnul să punem la inimă aceste cuvinte, să le punem ca îmbărbătare celor din jurul nostru și să descoperim în fiecare zi lucrarea lui Dumnezeu în inimile noastre și ale celor ce cinstesc pe El. Amin. Dumnezeu să ne ajute.